eu și Hani vrem să vă anunțăm că sâmbătă pe acest canal de YouTube o să apară cea mai tare piesă ever. Nu-i așa, ursuleț? Noi așa, domnule Hani, sâmbătă pe 20 martie la ora 11 pe canalul meu de YouTube, fix la un an de la proiectul Toate Fostele, o să lansez un nou proiect muzical alături de Baby, se numește Bam Digi și vreau să fiți un număr cât mai mare aici pe canalul meu de YouTube, pentru că este cel mai tare proiect ever și vreau acolo să rupeți butonul de like. No, honey? Zile tu! Bam Digi apare sâmbătă asta la ora 11. Mua! Hei, salutare, gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și ăsta cred că e vlogul în care o să zâmbesc eu cel mai mult pentru că sunt lângă persoanele cele mai dragi mie. Sunt alături de cea mai frumoasă și minunată omică și cel mai frumos și minunat iubit! Da, spuneți și voi bună! Salutare, guys! Salutare, guys! Salutare, guys! Bine, mami! Vlog? Înainte de a începe acest clip, ținând cont că este un clip așa de special pentru iubita, să... Bumuim butonașul de like! Și să fiți acolo membri pe canal. Da, ați auzit-o pe mami, trebuie neapărat să fiți membri acestui canal și să mă urmăriți acolo pe Instagram, că pe istorii vă spun aproape în fiecare zi ce beneficii au membrii canalului și să vă abonați și la canalul lui Baby și la canalul meu și... Și în scurt timp cine știe, poate la canalul meu. Nu, eu sigur. Sigur! Nu, am Instagram, puteți să intrați la mine pe Instagram, nu e o problemă. Da. Găsiți în descriere. Și dacă tot intrați acolo, link-urile din descriere, intrați neapărat pe canalul lui Baby, nu doar ca să vă și abonați, să vedeți revanșa ce mi-a făcut la mașină. I-am făcut cea mai tare revanșă și i-am distrus și eu mașina. Păi da, ce? Nu mai am ea? Mami? Ce zici, mami, de ce mi-a făcut? Foarte bine, bravo. Yeah! Ai meritat. Deci voi vedeți, mamica mea, voi știți cât de bine să înțeleg ei doi? Dar chiar că mulți dintre voi m-ați întrebat cum se înțeleg Anto cu mami, ce părere are mami de Anto, dacă... Îmi bate mereu. Băi, Anto, înțeleg foarte bine, extrem de bine. Eu am impresia că... Anto, zici că... Deci au atât de multe chestii în comun și mă uit și zic... Sigur e mama mea, adică gen... Se înțelege mai bine cu Antonio. Dar totuși dintre... va schimba la spital. Ia uite bine. Cine știe, dar totuși iubirea mea, dintre noi doi, cine crezi că te cunoaște mai bine? Păi nu știu, că astăzi eu... asta vreau. Eu. A, dacă vreți, apropo, dacă vreți să vedeți niște oameni mai competitivi decât mine, ceea ce nu prea cred că există, să votați și să scrieți comentarii. Da, da, să scrieți în comentarii cine credeți, cine așa credeți așa voi bine, că... da. Cine credeți voi? Că mă cunoaște mai bine. În acest vlog, ați auzit bine, o să facem un challenge, iubitul meu versus mami. Sunt curioasă cine mă cunoaște mai bine, așa că am această jucărioară care o să fie aici în mâna mea. N-ai voie, n-aha. Stați potoriți că eu dau prima dată. Da, no. Da, mă rog, nu contează ce zice, ce face, el e nou, asta zice. Important e cine apasă primul. Da, ce-mi place. Cred că trebuie să-i luăm unde să-l mai să-i punem pe birou când lucrează și când chiar se enervează când o sună cineva. Alo, da! Eu o să pun niște întrebări, iar primul care apasă acest butonaș o să fie aici, da, în centru. Da, 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 adevărat. Adică să nu greșești răspuns. Da, cine greșește? Da, eu am fată. Copiii mei sunt cei mai buni. Mamă, doamne, deci vreau să scrieți acolo. Vreau să vă uitați acum la mami, la această ființă. Uite-te la cameră, doamne, uitați-vă un pic. Hai, ce mamă frumoasă. Ai roșit-o. Doamne, păi asta zic, la atâția ani. La atâția ani, doi copii, unul care are și un copil, sor mea, adică e și bunică, bunică, da. E și mamă. Nu chiar, mă uită, e bunică. Wow, bine ai venit, iubirea mea. L-am găsit. Deci... avem și un invitat special, al patrulea invitat special de astăzi, Hanuțu Nebuneaticul. Da, titanul nostru, uicuț, da, care ne iubește pe toți. Revenim la challenge-ul nostru. Uite-te și tu, mă rog.
sunteți pregătiți, eu o să încep cu întrebările. Da, să-i dăm de buneală. Seara te luam tu, că nu te cunoaște așa de bine. O să vă las, mai dați așa câte un pom din când în când. Aaa, că mă lași tu. Ar trebui amândoi să știți, că amândoi aveți instinctul ăsta, mai puțin eu, amândoi aveți treaba asta cu numerele și să știți și așa mai departe, doamna manager și domnul mini-manager. Deci, toată lumea. Eu nu prea le-am cu asta, dar la vouă... Ești pe partea creativă. Da, eu sunt pe partea creativă. Mă rog, na, eu sunt cu compun piese și așa mai departe. Voi întotdeauna știți... Cu matematică, da. Cu calcule. Voi întotdeauna știți câți abonați am eu și câți followeri am eu. Așa că aș vrea să știu câți abonați am acum pe YouTube. Anto a spus, nu? Stai. Ai 800... 20.000. Așa, și tu ce? 852. 857. A avut un punct pentru mami. Mă, 857. Mai ții minte când aveai 600.000? Da. Frate, te-a vorbit de 1.000.000. Da. Da. Păi are și pe Instagram. Stai, următoarea. Dar pe Instagram, cât am? Cât am? 750.000. 890.000. 889.000. Știam că 889. Știam că 889. Mama, nu m-a să dar am zis că între timp ai făcut 890. Ia, hai să vedem dacă am făcut 890.000. Eu zic că ai făcut. Da. Rup iubirea mea pe Instagram. Mamă. Faci 1.000.000 și pe... Da, pe ce crezi că faci 1.000.000 mai repede? Pe Instagram sau pe YouTube? Și da. sărbătorim eu ambele. Haide, spună de ziua ei, când face 19 ani, pe 10 mai, să fac 1.000.000 pe Instagram și 1.000.000 pe YouTube și facem petrecere mare. Măi, iubire, tu la început de relație le aveai cu numerele în fiecare zi, îmi făceai. Ai mai făcut 2.000 de abonați, ai mai făcut 3.000 de abonați, ai atâta, ai atâta. Dar tu câți ai? Eu am 1.090.000 pe YouTube și pe Instagram. La el știe. Pe Instagram nu știu cât am, 500. Mă dezamăgești. Și ceva de mii, nu știu. Chiar nu știu pe Instagram, chiar nu știu. Tu care-i numerele? Da. N-ai tot timpul de mă scoteai din sărite cu numele. Sunt orbit de iubirea mea. De iubirea mea și nu prea mai sunt așa cu numerele. Cum îmi place să dorm? Pe spate sau pe burtă? Deci... Asta sunt mami ce care zic no. Mi-ai dat două variante, pe spate sau pe burtă. Eu știu mai multe metode în care, mai multe poziții în care îți place să dormi. Deci o să aleg pe burtă. Da, pe burtă. Da, mai într-o parte cu piciorul îndoit. Dacă e să o luăm așa. Eu aș spus adevărat. Da, nu știu. Da? 2-1. Păi mami, de unde are două puncte? A, da, Instagram, Instagram și YouTube. Da, mami, se pune punct lui, că bine, am dat două variante. Hai, lasă de la mine. Am zis că vă dau două puncte. Mă am dat așa la Deci, mami e foarte drag de el, că dă răspunsuri de astea și îi place să-l tachineze și așa, pentru că mami tachinează întotdeauna, mi-a zis. Mereu când mă tachina pe mine, eu mă supăram și tachinez oamenii de știință. Oamenii, când mă supăram, îi spuneam că mă supăr, ea știa că sunt sensibilă și mami îi spunea: n-ai de ce să te superi, că eu tachinez oamenii deștepți. Nice! Da. Inteligenți. Da. Cum îmi place să țin pătura pe mine? Un picior dezvelit. Da, un picior, un plafumă și unul de zvelit. Dacă ai născut-o sau eu, n-am înțeles. Care nu știu, hai mami, hai! Dacă tu te repezi repede așa. Păi eu dați mami cât am mâna, vezi să sting filmarea, că o sting mai hai, face. Hai, doi, că te las eu de la mine ca să câștigi. M-am zis. Cu ce am fost îmbrăcată prima dată când am urcat pe o scenă mare? Fustă cu paiete. Culoare de-astea. Argintie. Nu. Verde. Nu. O fustiță roșie de da. Moș Crăciun. Știai. Știai. Prima dată când am urcat pe scenă a fost la Sala Palatului. Se citeam în... Dă mică! La 5 ani. Dă mică la Sala Palatului!
Deci 3-2. Da. Cum... Pune de-astea întrebări. Oameni buni! Da, are, să încep și... Te mai am în minte când erai mică, în două fuste. Una are una cu paiete așa argintie. Da. Mo, dar nu e argintie, e costum. Și una o rochiță verde, adică nu știu ce rochiță. Și de-aia am foarte multe amintiri cu tine și mie așa să... Și vă urmărei de când aveai 5 ani, nebunule. Cine este cea mai bună prietena mea? Mami. Da. Hai că de data asta te-am lăsat. Ce ascendent am? Asta nu știu. Deci, sigur, un gemen. Stai că mi știam. Deși câteodată simt așa că în, sunt... În leu. Am zis? No! Vărsător? Nu. Nici leu? Nu sunt sigură dacă leu sau rac. Ești o să vă dau leu. Punct. Nu știu sigur dacă leu sau rac. Am zis primul leu. Și eu am zis leu. Păi de-aia am zis primul. Bine, măi. Vă dau punct la amândoi. Hai, 4-4, egalitate. 4-4, dacă nu știu exact dacă leu sau rac. Cred că leu. Ce culoare m-am vopsit prima dată? Prima și prima dată când am pus vopsea în acest păr superb. Da, am răspuns. Roșcat. Ciocolatiu. Ciocolatiu? Doamne, cea mai adorabilă mamă! Ciocolatiu, hai că m-am încurcat. Nu știu cum a zis. Ciocolatiu a zis. La ce instrumente am cântat eu până acum? Păi Dani ne-a pus întrebarea. Păi dacă la ce instrumente, la ce vrei să spun? S-a jucat? Ce? A cântat? Chitară, pian. Care e obiectul pe care îl iubesc din tot sufletul meu și care pentru mine nu e de fapt un obiect, ci reprezintă mult mai mult de atât? Mașina. Așa? Zici și tu un răspuns? Apasă. Mașina. Nu vine să cred cât de materialiști sunteți. Să nu spui că Hani nu e un lucru, e o vietate. Da, știu, nu. Inelul de logonă, inelul de la tine. E un obiect, de fapt, dar pentru mine nu e un obiect, reprezintă mult mai mult, e ceva spiritual. Nu primesc punct pentru asta. Nu vine să cred. Am crezut că mașina, pentru că mereu spune, Doamne, mașinuța mea frumoasă, Doamne, ce tărmi a fost mașinuța mea, Doamne, ce volan are mașinuța mea, Doamne, ce armă. Dar chiar așa fac. Gen, mă referam la un lucru spiritual, care spiritual să însemne ceva pentru mine. Și mașina înseamnă foarte mult, dar nu neapărat spiritual. Obiectul în sine, de mașina în sine, înseamnă foarte mult pentru mine, că e munca mea. Dar inelul e ceva spiritual, e ceva... Ce frumos, mă, iubita mea superbă. Asta e mașina. Cum se numea păturica mea din copilărie, de care nu puteam să mă despar niciodată? Pia. Da, frate, tu m-ai crescut, tu o știi pe Pia, ea cred că nici nu știe cum arată Pia mea. Ba da, este albastră. Am arătat-o, da. Și făcea așa, stai, nu, o lua așa. Da, aveam eu un tic, făceam așa, luam materialul și o întorceam invers și mă calma pe mine noaptea înainte să adorm. Am așa, cu degetul ăsta, între ăsta și ăsta, așa, stai că degetele tale mă încurcă, așa și făceam așa. Da, și nicio parte nu plecai fără Pia. Da, aveai 12 ani și plecai cu păturica după tine. Da. Cum s-a numit primul meu cățeluș? Mami, tu trebuia să știi, haide! Tizi! Nu! Luca! Poate doar ce după ai știe, fii atent! Se pune pe el, acum, dar da, greșit. Da. Cât ce punctaje? Vreau să zic Thomas. 7-5 câte? Eu nu știu, dar eu am mai mult. Da, mai mult, da, cât? 5 la 7, cred. 7-5. 7-5, da. Mamă, ce bombă sunt. Câte luni are Hani? 5, aproape 6. Nu. 6, aproape 7. Nu, hai tu. Cum nu? 6, aproape 7. Ești tatălui. Nu știu câte are. Ce 5 luni de când noi îl avem, din luna octombrie, dar Hani este născut pe 12 august. Are 7 luni! 7 luni? Ianuarie, februarie, martie, dar 7 luni.
Ai făcut pe degete contabilo? Și îmi zici mie când calculezi, te iei de mine. Păi nu, nu, eram așa. Mamă, are 7 luni. Are 7 luni, da. Deci n-ați primit niciunul punct. Da, 7-5. Deci sunt uimită. Cât de multe chestii știi, Antonio? Și eu m-am uitat. Mamă, m-ai crescut! Serios? Mami, pe bune, tu știi de Luca, de... Jur că m-ai jignit cu asta? Știam de păturică, dar nu mai știam cum se numea. Nu vine să crezi. Eu tata i-am spus, poți să fiu eu piata? Da. Gen, că știa ce bandite! Da, le are pe vrăjel băiatul meu. Ești. Da, că știi că mereu i-am zis că Pia mă liniștea când eram mică, când plângeam. Da, și tu mi-o puneai pe Pia în brațe, mă linișteam. Aia ați făcut voi piesa asta pe care o lansați sâmbătă. De ce? Da? Păi e chestia aia că cu inima ți-a, o să ai grijă de ea, știi? Le-ai fărat toată liniș, bam de ghe, bam de ghe, de ghe, bam bam. Bam de ghe apare pe 20 aprilie, fix la un an. Marte, sâmbăta asta, ca să înțelegeți. Deci nu uitați că Bambi apare sâmbăta asta pe 20 la martie. La ora 1 plus 1, adică la ora 11. Pe canalul meu de YouTube, fix la e un an. Tare rău de tot. Fix la un an de când a lansat toate fostelii. Primul nostru proiect, lansăm acum un alt proiect împreună. Bam Digi. Și o să fie bombă rău de tot așa că stați geane pe canalul iubite, că o să fie cea mai tare piesă. O să o auziți peste tot pe TikTok și pe YouTube și pe Spotify și peste tot. Un loc pe care vreau. Vezi că și-a pregătit mâna deja. Să-l vizitezi pe Paris, Paris, Disney. Mamă, doamne, dar mereu mi se întâmplă, frate, la jocul ăsta, zici că, da, zic zici că de acasă, oamenii o să zică că-s făcut, de jur, deci nu mi se cred, mereu mi se întâmplă și la ăla cu cel mai mare fan și cu Anto. Cu cel mai bun prieten, cu cel mai bun prieten versus iubit, la fel. Mereu avea cineva eu șansa sunt să egaleze. Eu sunt tare, eu știu să eu vă las așa până la egal. Ce prăjean are! Am cel mai tare iubit, îmi face vlogurile mai interesante. Următoarea întrebare, că deja deci, ultima! Ja. Întrebare, ai șansa să legalezi? Bine, hai că sunt curioasă dacă am uitat, asta e. 3, 2, 1... Păi n-ai spus. Păi acum spune. Ciocolata preferată! Cu portocale, cu portocale, hai cu portocale, hai cu portocale! Hai, dau, lasă că la mine. Hai, lasă. Vă dau punct la amândoi, sunteți învingători amândoi. Amândoi ați câștigat. Lasă, după el. Dai punct la amândoi, eu am 8, iar mami are 7. Nu fi rău, mă! Competitivule! Acum voi să lăsați comentarii, să vedem cine a câștigat, nu-i așa, ca Antonio? Da. Nu. Mami a câștigat. Vă vedeți între voi, frate, și vă... Atunci... Acesta a fost vlogul, rupeți butonașul de like pentru acești doi oameni frumoși pe care îi iubesc din tot sufletul meu. Și eu vă iubesc pe amândoi. Te iubim, mami, cel mai mult, cea mai minunată mămică. Nu uitați, copii. Și nu uitați că pe sâmbătă, 20 sâmbătă apare Bambi. Da, cea mai tare piesă. Da. E un an de la toate fastele și o lună de la Arde. Pe 20 e lansat Arde. 20 vine și... Bam, bam! Noi v-am pupat tare, tare, tare și ne vedem data viitoare!